Hățcu, bună dimineața tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog de pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Ene Silviu și astăzi am început vlogul în acest fel pentru că este o zi foarte importantă. Mă aflu la Mall Băneasa din București, aici unde mă voi întâlni pentru a nu știu câta oară cu nimeni altul decât Dorian Popa. Eu m-am mai întâlnit cu Dorian Popa de câteva ori, inclusiv când dădea shawarma gratis, dar acum este ceva mai special pentru că tocmai și-a lansat propriul brand de pizza, Hâț Pizza se numește, și deja se găsește în toate supermarketurile. Bine, de fapt nu prea se găsește, pentru că am tot căutat o săptămână aceasta și nu se găsește niciunde. Toată lumea vrea să-și cumpere, este foarte la modă să mănânci Hâț Pizza, dar acum Dorian a promis că ne așteaptă cu stocul plin aici la Carrefour Băneasa. Abia aștept să intru acolo și să văd dacă voi reuși să găsesc și eu măcar o pizza, să fac și un taste test pentru voi, pe care le veți vedea într-un alt vlog. Deocamdată am vrut să fac un vlog în care mă întâlnesc cu Dorian Popa aici la Mall Băneasa. Așa că haide să intrăm, dar nu înainte de a apăsa și voi pe butonul de like, pentru că eu muncesc la aceste vloguri, le fac pentru voi cu mare drag și de aceea aș vrea să văd și susținerea voastră la aceste clipuri. Acum, haideți să intrăm la Dorian Popa. Hâț! Ce rugăminte am? Haideți să nu ne înghesuim foarte tare. Eu stau aici cât este nevoie pentru fiecare dintre voi. Să avem timp, să avem spațiu. Să nu ieșiți și în pozele celorlalți, pentru că e frumos ca fiecare dintre voi să aibă poza curată cu spider-ul pe spate. Nu uitați că vă îndeplinesc aproape orice dorință aveți acum, nu știu, depinde și de dorințe, Gerozule. Mă refer în materie de poze, dedicații pentru prieteni dacă nu sunt cu voi aici. Avem stocul plin de Hâț Pizza, motiv pentru care trebuie să le mulțumim celor de la Carrefour Băneasa, fraților. Eu vreau să vă întreb ceva. Toată lumea de aici a apucat să guste Hâț Pizza? Ia să vedem. Mâna. Cum nu, mă? Zi-e, mă, serios. Căștile alea de la câtul tău spun altceva. Dacă vrei, uite, îți fac eu cinste cu pizza dacă n-ai bandan. Dar unde o gătești, e întrebarea. Ai cuptor aici? Așa, lasă că vorbesc eu cu cei de la Carrefour Băneasa și stau să guști o felie de Hâț Pizza, uite aici, astăzi cu noi, da? Se poate, fetelor? Fetele confirmă că se poate așa ușor, ușor. Deci, cum să nu gustați, mă, Hâț Pizza? Am alături de mine pe Dorian Popa. Salut, Dorian Hâț! Giorule, și bine te-am găsit! Bine ai venit pe canalul meu de YouTube, sau revenit, de fapt. Salutare tuturor, dar subscribe acolo dacă n-ați dat încă și aprindeți clopoțelul. Exact. Am și o întrebare pentru tine. Cum ți-a venit ideea să îți lansezi propriul brand de pizza? Nu este o idee care mi-a venit mie, eu mulțumesc lui Dumnezeu că Dumnezeu s-a gândit la mine. Este un proiect pe care fabrica Freiburger din Germania, am spus asta și la mine pe YouTube, îl face cu mai mulți artiști din toată lumea. Au pornit în America cu Lil Yachty, au continuat după aceea în Polonia, Marea Britanie, Franța, Germania și ulterior în România au semnat cu mine. Și am văzut că tu călătorești foarte mult prin multe țări. Care țară ți-a plăcut cel mai mult dintre cele pe care le-ai vizitat? O să-ți spun un stat. Deci țara este Statele Unite ale Americii, iar statul este California, unde mi-a plăcut cel mai mult până acum. Super! Ce faci tu într-o zi normală? Care este rutina ta într-o zi? Mă trezesc de dimineață pe la 9-9 și un pic. Prima oară mă duc pe șantiere, verific șantierele. Dacă totul e ok pe șantiere, plec mai departe să filmez vloguri. Seara merg la sală, postez cât se poate de des, adică aproape în fiecare zi. Da, știu. Iar pe perioada concertelor, de vineri până duminică, sunt plecat la concerte. Și ultima întrebare, te felicit foarte mult pentru ceea ce faci și pentru Lamborghini-ul pe care l-ai cumpărat. Mulțumesc! Și vreau să vedem ce mașină urmează să-ți mai iei, dacă ai ajuns la Lambo, ce urmează? Următorul target, următorul meu vis este Rolls-Royce-ul, costă vreo 600.000 de euro, deci mai am de muncă un pic, pentru că întotdeauna am spus așa, mai întâi investește și după aceea cheltuiește pe mofturi, pentru că o mașină este un moft. Corect, corect. Și eu sunt foarte bun prieten cu cei de la Kiss FM, poți să le transmiți un mesaj, eu sunt foarte pasionat de radio. Iubesc radio-ul. Că îi pup cu drag și îl pup pe Olix, care doar ce a mâncat zile trecute Hâț Pizza și a făcut un feedback genial. Vă pup! Doamne ajută! Mulțumesc mult! Aici în Carrefour, ca să nu mai așteptăm până acasă, pentru că ne e foarte poftă, ne gustăm chiar aici, așa că hai să vedem. Wow! Wow, cât e de bună pizza Hâț!
un pic picantă, foarte puțin picantă, eu zic că orice copil poate să mănânce, dar nu e chiar așa picantă. Doamne, telefonul! Wow! Respect! Doamne ajută! Te-ai gândit vreodată cum ar fi să vezi tot ce-ți place în același loc? Pe canalul de YouTube Silviu Ene Oficial poți găsi știri interesante, evenimente importante, sfaturi utile pentru destinații de vacanță, dar și interviuri exclusive cu cele mai cunoscute vedete din România. Descoperă cea mai tare fuziune dintre știri, interviuri, evenimente și divertisment. Silviu Ene Oficial pe YouTube.